Bună ziua, astăzi facem un vlog de la porumbei. Acest video va fi doar cu porumbei voiajori și schimbările, noutățile și ce vreau să le fac pe viitor. Ceilalți porumbei o să vii prezent în alt episod. Haideți să începem. Ca primă pereche, o știți, este perechea de albi, această femelă cu acest mascul care se cheamă la cuib acolo. Uitați. A doua pereche s-a format aceasta, s-au format ei singuri, nu i-am băgat eu. A avut de ales dintre două femele, dintre această femelă fără inel de 2021 și aceasta de 2018. Și el văd că a ales-o pe asta fără inel. Ambele sunt identice aproape la culoare. Aveți pe aceea și pe aceasta. Aceasta este femela, uitați-o. 2021, v-am spus, n-are inel. O mai știți de prin vloguri. Acesta este mascul și pe el știți tot din vloguri, acela cu pedigree. Am văzut că deja și s-au călcat, s-au strâns și paie ceva aici la cuib. Uitați-le. Aici au cuibul, acela este cuibul. Această femelă 2018 cu inel. Uitați-o. Eu crezut și aripile, știți că le-a avut trase ca să nu plece și văd că i-au crescut iar. De acum nu o să le mai trag aripile la porumbei. O să fac aici, după cum, unde au fost zburătorii. După cum puteți vedea, nu mai sunt deloc zburători aici, nici jucătorii. Am scos afară. Aici vreau să fie cotez de matcă la voiajori. O să țin aici maxim 5 perechi, eu zic că este destul de mare spațiul pentru 5 perechi de porumbei. Aici va fi matca și aici va fi zburătorii. Trebuie să le fac și un spunnic sau să-l cumpăr, acel din fier, aici, pentru zburători. Aici mai am câteva inele de porumbei 2021, acele pentru pui, 9 inele. Așa, porumbei aici au și mâncare, le-am dat mâncare, apă, aici cu vitamine. Întrebați de ce porumbei sunt așa murdali, pentru că am adus niște porumbei noi și au păduchi în ei. N-am văzut că au păduchi, nu m-am uitat când le-a adus persoana respectivă și au avut păduchi și le-au dat și la ei mei. A trebuit să le dau cu o soluție foarte uleioasă și foarte grețoasă. Aveau un miros ciudat și au rămas așa murdali. Dar le trece, le dau să facă baie aproape zilnic când este cald afară. Și văd că deja începe să le treacă. Le-am dat la toți și le-am foiat la toată lumea. Și cea de 2018, la toți le-am dat cu acea soluție. Am pus aici niște paie să strângă ei la cuib. Referitor la, după cum ați putut vedea, nu mai am porumbei aceia argintii. I-am dat la cineva pentru că persoana respectivă la care i-am luat n-a fost de încredere. Mi-a spus că-s voiajori, n-am știut ce sunt. Am spus, nu mă pricep foarte bine la porumbei. Și în final mi-a spus, după ce ne-am certat, a spus că sunt porumbei guțani. Tatăl lor era guțan și mama era voiajor pe stil vechi. Un nesimțit, a putea să spună de la început că sunt așa. El a spus că sunt voiajori. Mai repet, a fost un nesimțit pentru că a mințit. I-a spus că nu știu un porumbei foarte bine și el și-a bătut joc, nu este nicio problemă, i-am dat și pe aceea. Mai aveam o pereche și pe aceea i-am dat, tot de la el, 4 porumbei, 2 perechi, adică le-am dat pe ambele. Eu le-am dat la cineva care crește guțani, i-am spus cum sunt și a zis că nu este nicio problemă. Eu i-am spus din ce cauză, nici nu știu ce vârstă aveau. El mi-a spus că de 2018, dar nu cred nici chestia asta, dacă el mi-a spus că-s corcituri. Semănau foarte bine unii cu voiajorii, bătrâni.
băiajori că erau bătrâni, dar acolo mi-a arătat tatăl și când erau pui, am spus, după ce ne-am certat și un nesimțit ce să mai. Foarte mare nesimțit, nu este nicio problemă, aceștia sunt perechile, două perechi și o femeie lăstinghiera, aceea de sus. Și cam atât a fost cu acest vlog. Am pus un vlog cu ornamentul, va urma. După acesta, cred că a doua zi va urma, după ce îl pun pe acesta și cu ornamentul. Cam atât a fost cu acest vlog. Nu uitați de like și să vă abonați la canal. La revedere!